Roata panoramică din Constanța va fi demontată. Tommy Sai a fost inaugurată în luna iulie 2020 în parcarea situată la poarta 1 din Constanța. Primarul municipiului Constanța, Virgil Chițac, a dispus ca amplasamentul pe care a funcționat roata panoramică să fie readus la starea inițială. Municipalitatea a luat decizia de a nu prelungi autorizația de funcționare, operatorul economic fiind notificat cu privire la încetarea valabilității autorizației și la obligația de a elibera amplasamentul. Terenul situat la poarta 1, ocupat temporar de roata panoramică, este necesar pentru realizarea organizărilor de șantier pentru proiecte cu fonduri europene, care au ca obiectiv reabilitarea marilor bulevarde și care vor demara în perioada imediat următoare. Potrivit reprezentanților primăriei Constanța, realocarea utilajului de agrement nu se poate realiza în condițiile în care nu poate fi identificată o zonă situată pe domeniul public al municipiului Constanța, cu același potențial comercial și turistic care să permită amplasarea utilajului pe aceeași suprafață. Operatorul economic ce deține roata panoramică a fost somat să o demoleze în termen de 30 de zile. Prețul unui bilet era de 20 de lei, iar pensionarii beneficiau de o reducere de 50%. Din aceea, turiștii și localnici au văzut în această vară întreg orașul, renovarea cazinoului, dar și marea în larg. Și de ce au făcut-o, ca să o demoleze? Este închiriată și a expirat contractul. Am înțeles. Rămânește, ce să spunem. Nu-i de mult asta, caruselul ăsta adus aici. Depinde de gustul primarului. Ce putem spune noi? Păi ideea mea și de să facem o tură cu roata. Dar e probabil închisă pe perioada aceasta pandemiei. Sperăm să fie mai bine. Roata avea o înălțime de 36 de metri, 26 de gondole, cu o capacitate de 6 persoane per gondolă, dintre care una era destinată persoanelor cu dizabilități, iar alta VIP-urilor. Roata a fost amplasată de o firmă din județul Brașov, iar primăria a pus la dispoziție terenul.